Sala Sporturilor din Pitești va găzdui miercuri după amiază meciurile de basket BCM-ul Pitești UBT Cluj-Napoca din Liga Națională de Basket Masculin și Energia Târgu Jiu Pionos Vaizdes din FIBA Europe Cup. Având în vedere măsurile extraordinare de securitate luate de instituțiile statului, acestea au impus ca cele două confruntări să poată fi văzute de piteșteni doar în cuplaj și nu separat, timpul scurt dintre cele două partide, făcând imposibilă evacuarea sălii. Intrarea generală la cele două meciuri este de 15 lei, iar copiii până la vârsta de 4 ani au gratuitate. Tichetele de intrare vor fi puse în vânzare miercuri începând cu ora 16 la casa de bilete din incinta sării Sporturilor Tribale. Intrarea spectatorilor în sală se va face după ora 16 și 15 minute. BCM-ul Pitești UBT Cluj vor începe disputa de la 17 și 30, iar două ore și jumătate mai târziu se vor întâlni în FIBA Europe Cup Energia Târgu Jiu și Pionos Vaizdes.